vorbim mai departe, desigur, despre ce se întâmplă din punct de vedere economic. Pentru că vedem protestele cuprind România, sunt proteste și în sistemul sanitar, dar și nemulțumiri în alte structuri ale statului și vedem dacă are bani executivul pentru a rezolva toate aceste cerințe ale protestatarilor. Ne aflăm în legătură directă cu Adrian Codârlașu, vicepreședinte SFI România. Bună ziua, domnule Codârlașu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Codârlașu, ne uităm puțin la toate aceste revendicări ale protestatarilor, fie că vorbim despre fermieri, fie că vorbim despre medici, despre cei care lucrează în sistemul de sănătate, fie că vorbim despre elevi, pentru că este un protest al elevilor în fața Ministerului Educației. Chiar la această oră aceștia sunt nemulțumiți de faptul că nu se mai asigură transportul gratuit pentru elevii care au nevoie de acest transport, adică vorbim despre elevi vulnerabili, iată că toți au nevoie de bani. În opinia dumneavoastră, ar putea găsi executivul bani pentru toate aceste cerințe? În sistemul de sănătate, de exemplu, se cer majorări salariale cu 20%. Nu va putea găsi bani pentru toate aceste cerințe. Practic, sunt două situații care se suprapun și duc la aceste proteste. Pe de o parte, e anul electoral și acesta este momentul optim să ceară cineva ceva de la guvern. Și doi, lipsa de reformă în administrația publică care duce la aceste evoluții. Dacă ne uităm la sistemul de sănătate, practic suntem într-un monopol și un monopol de stat și vedem rezultatul. Servicii de sănătate în sistemul public de o calitate inferioară și extrem de scumpe. Iar această situație n-are cum prin și mai multe taxe să se rezolve, că deja vedem că deja rata de taxare a trecut de punctul optim și taxe mai mari vor genera doar mai multă evaziune fiscală. Deci soluția ar fi în reforma administrației publice, mai ales în contextul în care România are cea mai scumpă administrație publică din Uniunea Europeană. Din 2018 încoace, nu de un an, doi. Dar ar putea fi făcută această reformă a administrației publice într-un timp cât mai scurt, anul acesta, de exemplu, pentru că s-a tot vorbit despre această reformă ambițioasă, de altfel. Premierul Marcel Ciolacu a spus tot timpul că este nevoie de această reformă. Le-a cerut tuturor ministerelor să vină cu un tabel de reorganizare, astfel încât să mai fie scăzute cheltuielile. Și am văzut că, deși era un deadline pentru finalul anului trecut, acum s-a mai împins așa puțin acea limită până în luna iunie. Ar putea veni această reformă la timp, astfel încât să vedem că există bani pentru toate aceste cerințe, pentru că, să nu uităm, executivul a promis că se mai majorează odată pensiile din luna septembrie cu cel puțin 40%. Nu cred că va veni. Ce va veni în schimb? O taxare suplimentară pentru a încerca în acest fel guvernul să majoreze veniturile. Cum va fi făcută probabil în acest an? Fie taxe suplimentare puse asupra companiilor sau majorări de salariu minim pe economie, pentru că 42% din acea majorare va reveni guvernului ca și taxe și impozite. Însă o taxare mult mai puternică va veni din 2025, când vor fi trecute alegerile, și având în vedere, cum ați menționat și dumneavoastră, că din septembrie va veni o nouă majorare mult mai puternică a pensiilor, iar impactul complet al acestei majorări va fi începând cu anul 2025, iar Ministerul de Finanțe estima undeva la 1,7 puncte de PIB, peste un asemenea deficit care deja este în jur de 6%, vă dați seama că este nesustenabil. Și din acest motiv spun că, mai ales din anul 2025, taxarea va fi extrem, extrem de puternică. Bun, până atunci ce facem? Pentru că protestele sunt la ușă, chiar acum la ușa ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, vedem și noi în imagini cadre medicale, infirmiere, asistente medici, vor o majorare a salariilor cu 20%.
Fermierii, am văzut, blochează inclusiv vămile și totodată și intrările în marile orașe. Au fost și orașe în care fermierii au reușit să intre și să blocheze străzile. Au cerințe de natură financiară. Ce facem până în 2025? Deci, practic, orice cerință financiară pe care o va da guvernul, o vom plăti anul viitor prin niște taxe mai mari. Acesta va fi rezultatul. Adică, pe termen scurt, da, se poate merge cu deficit, cu dați acești bani din împrumuturi, însă nu e sustenabil. Și aceste împrumuturi vedem că sunt tot mai multe de la o zi la alta, împrumuturi care de altfel sunt făcute pe spatele românilor, pentru că noi vom fi cei care vom returna aceste împrumuturi, însă la dobânzi extrem de mari. Asta odată. Pe de altă parte, vedem în continuare că nu s-a renunțat la pensiile speciale, nu s-a renunțat la anumite beneficii. De ce? Păi, este clar, se vede un conflict de interese. E perfect vizibil de ce, pentru că, practic, administrația publică ar trebui să-și reducă ei înșiși niște beneficii. Nu va face niciodată. E un conflict de interese clasic. Prin urmare, vor fi taxe mai mari pentru restul economiei. Așa se va rezolva și dacă ne uităm și în istoria românească, așa s-a rezolvat întotdeauna. Ce înseamnă acest putem lucru? Să ne putem... Vă rog. Un exemplu, pensiile speciale, rezolvarea lor a fost amânată cu 40 de ani. Da, corect. Însă ce înseamnă acest lucru ca impact pentru români din punct de vedere financiar? Ca impact va însemna taxe mai mari. Cum spuneam, cele pe venit vor veni din 2025 când vor fi trecut alegerile. Până atunci s-ar putea să fie taxe pentru companii. Deci taxe mai mari înseamnă și rată de dobândă mai mari, pentru că dobânda la care se împrumută statul român e dobânda minimă dintr-o economie, pentru că acea dobândă la care se împrumută statul în moneda locală e considerată dobânda cu cel mai mic risc de pe piața financiară. Prin urmare, aceea este dobânda minimă. Statul venind și cerând bani suplimentari, automat crește rata de dobândă și vedem că avem cea mai mare rată de dobândă în monedă locală la care se împrumută un guvern din Uniunea Europeană. O rată de dobândă peste Ungaria, care are inflație și mai mare decât România. Această dobândă automat se duce în toate celelalte credite din economia românească. Dacă ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă cu fermierii, până la urmă tot timpul s-a discutat despre faptul că există bani care vin din Uniunea Europeană pentru ajutoare, pentru fermieri. Ei bine, dacă există acești bani și ajung în țara noastră, de ce nu ajung și la fermieri? Comisia Europeană alocă bani. Practic, politica agricolă a Uniunii Europene e cea mai mare componentă a bugetului Comisiei Europene. Bani sunt alocați care ajung la fermieri pentru a le susține activitatea agricolă. Acești bani ajung, e posibil să ajungă cu întârziere, dar de ajuns vor ajunge la fermieri. Bun, ideea este că ei au nevoie ieri, ca să spunem așa, pentru că vedem că sunt total nemulțumiți și efectiv nemulțumirile au ajuns la un nivel atât de mare încât au ieșit în stradă, este a noua zi de proteste, nu se ajunge la niciun acord când este vorba despre negocieri, de altfel sunt așteptate negocieri la Ministerul Agriculturii de la ora 9. Între Ministrul Agriculturii și reprezentanții fermierilor sunt negocieri publice, cel puțin așa ar trebui să fie, însă ele nu mai încep pentru că vedem că acolo sunt ceva neînțelegeri și banii tot nu ajung. Neajunsurile lor sunt tot mai mari. Este o negociere și eu în sensul ăsta mă uit. Este o negociere și în orice negociere fiecare încearcă să își folosească cât mai bine punctele forte pe care le are. Și în general în orice negociere e și foarte mult zgomot. De asta o să vedem în câteva zile rezultatele. Dar, cum spuneam, e o negociere, în general negociere este mult zgomot.